Daniela stătea dezorientată în coridorul întunecat, acoperindu-și gura cu mâna, încercând din răsputeri să nu izbucnească în lacrimi. În bucătărie, iubitul ei Artur ținea un consiliu de război cu mama sa. "Nu, uită-te la ea," a fumegat doamna Ludmila. "Ruj strălucitor, o fustă care abia îi acoperă modestia și mai și flirtează." Dându-și seama că totul se referea la ea, Daniela s-a întors încet spre oglinda de pe perete. Era chiar atât de rău? Din oglindă, o fată speriată, într-o fustă de blugi strâmtă, cu buze umflate ca de copil și ochi mari și cenușii deja plini de lacrimi de durere, s-a uitat înapoi la Daniela. Nu era nimic provocator, toți tinerii se îmbrăcau așa. De ce era atât de supărată doamna Ludmila? Atunci a răsunat vocea lui Artur. "Mamă, eu însumi i-am dat lui Daniela acel ruj. Iar fusta este bună, îmi place." Vocea doamnei Ludmila a răsunat de o furie abia ascunsă. "Nu, mamă, am vrut să fie bine pentru tine." Oare toate fetele cum se cade au fugit? "Ți-am propus chiar să o cunoști pe Clara, nepoata mătușii Svelana. Este o fată cinstită, muncitoare și decentă." "Și ce ai adus acasă?" "Îmi amintesc că obișnuiai să aduci pisici vagabonde de la groapa de gunoi când erai copil." A fost întreruptă de strigătul furios al fiului ei. "Mamă, oprește-te! Nu o cunoști deloc pe Daniela. Și oricum, nu tu vei locui cu ea." Ascunzându-se în întuneric, Daniela a zâmbit slab. Iubitul ei o apăra, așa că nu era totul pierdut. Dar deja dorea să fugă de aceste încercări, simțindu-se extrem de inconfortabil sub privirea rece și scrutătoare a viitoarei sale soacre. Și apoi a venit acel sarcastic: "I fiule, vino la bucătărie să vorbim." Pe Daniela a speriat-o atât de mult încât stomacul i s-a nodat. Nu intenționase să tragă cu urechea, ci doar îi ceruse viitorului socru indicații pentru a ajunge la baie. Dar apoi au apărut aceste bătăi, și pe un ton ridicat. Dar bărbatul ei iubit era de partea ei. La urma urmei, Artur a fost foarte convingător când i-a explicat mamei sale că Daniela era cea mai minunată fată din lume. Și că doar cu ea intenționa să-și construiască viitorul. Așa că nimeni și nimic nu-l putea opri. Daniela chiar a încetat să se mai bosumfle. A zâmbit și a strâns în secret pumnul viitoarei sale soacre, ca și cum ar fi vrut să-i spună: "Încearcă cât vrei, nu vei reuși, nu ne vei despărți." Și 3 luni mai târziu, nunta planificată a avut loc. Sărbătoarea a fost de nota 10, fără surprize neplăcute. După nuntă, tinerii căsătoriți au plecat într-o frumoasă țară caldă pentru luna de miere. Daniela chiar a plâns în avion. Ce soț minunat și radutic a avut! La întoarcerea din călătorie, s-au instalat în propriul lor apartament. Acest loc aparținuse bunicii lui Artur, dar acum au început să-și construiască acolo cuibul familiei. Nu, doamna Arina era vie și sănătoasă, doar că cedase apartamentul nepotului ei și se mutase cu socrii lui Daniela. "Este mult mai convenabil pentru mine așa," a glumit ea în timp ce pleca. "Mă voi transforma încet într-o bătrână care le strică viața rudelor sale la bătrânețe, în timp ce tu îți construiești cuibul și, cel mai important, vei avea copii în curând." Daniela a luat acest sfat la propriu și, 9 luni mai târziu, a dat naștere unui băiat frumos, iar un Artur bucuros a sugerat să-l numească pe fiu Denis în onoarea străbunicului său eroic. Daniela chiar a bătut din palme: "Oh, ce minunat! Este un nume grozav. Și este și numele profesorului meu preferat de la universitate." Auzind acest lucru, doamna Ludmila s-a încruntat și și-a târât fiul înapoi în bucătărie. "Mamă, vorbești serios? Cum ai putut să te gândești la așa ceva?" Vocea indignată a lui Artur s-a auzit de acolo. Chestia era că doamna Ludmila, ca un scenarist de serial polițist prost, își născocise deja propria versiune a evenimentelor. Potrivit ei, Daniela avusese o aventură cu acel profesor de psihologie, de unde și numele fiului și notele bune. Cu siguranță,
bătrânul afemeiat trăgea sfori pentru iubita lui cu facultatea. Poate că Daniela îi fermecase chiar și pe ceilalți profesori. Dar Artur a răcorit repede fervoarea mamei sale. Mamă, Denis Petrovici avea deja vreo 70 de ani când Daniela era la școală. Și oricum, soția mea nu este așa. Simțindu-se jignită de neîncredere, doamna Ludmila și-a strâns buzele. Măi, măi, măi! Apoi s-a întâmplat ceva care a amenințat serios viața fericită de familia Danielei. Se apropia aniversarea absolvirii liceului ei. Fostele ei colege de clasă au decis să organizeze o mică petrecere pentru a sărbători. Artur, bineînțeles, și-a lăsat soția să meargă la restaurant. A lăsat-o să meargă singură. Nu a vrut să meargă el însuși. În primul rând, el nu cunoștea pe nimeni din grupul ei. În al doilea rând, nu avea cu cine să-l lase pe micul Denis. Daniela s-a întors de la întâlnire aproape de miezul nopții, ușor amețită, și a început imediat să împărtășească emoționată cu soțul ei cât de bine s-au simțit. Cum se schimbaseră prietenii ei și ce realizaseră în viață. La întâmplare, a menționat un anume Radu. A spus că Radu devenise un om de afaceri și că acum arăta ca o vedetă de la Hollywood. Apropo, el a fost prima mea iubire din școală, a spus Daniela cu visare, apoi și-a mușcat limba. Artur și-a privit soția cu simpatie. La ce te poți aștepta de la o soție amețită? Și totuși, el a rugat-o politicos să nu-l mai menționeze pe viitorul rival. Cine știe ce fel de interese a avut fiecare în copilărie. Nu că Artur ar fi fost serios gelos, dar era ușor neplăcut. Și Daniela a renunțat la subiectul delicat. Și apoi, la cea de-a patra aniversare a lui Denis, Artur a încercat să o tachineze pe Daniela în legătură cu acel fost iubit. S-ar putea să fi părut prea emoționant, dar o tăcere sufocantă a căzut peste masa festivă. Și imediat, doamna Ludmila și-a târât fiul în bucătărie. Nu putea să rateze ocazia de a-și demasca nora urâtă. Spune-mi, Artur, a început ea cu o voce melodioasă, acest Radu a locuit în orașul nostru în toți acești ani. Fiul ei a ridicat din umeri, neînțelegând unde voia să ajungă mama lui cu asta. Eu cred că da. Imediat după școală, a început să construiască o afacere cu ajutorul tatălui său. Doamna Ludmila a radiat triumfător. Ei bine, acum totul este clar. Fiul ei a privit-o cu scepticism în timp ce ea a început să-și revarsă suspiciunea incredibilă. Denis este fiul lui Radu. A declarat ea triumfătoare. Lui Artur i-a căzut maxilarul. Mamă, ai grijă ce spui. A încercat el să argumenteze. Dar ea montase deja pe calul ei preferat de hobby. I-a reamintit fiului ei că, chiar înainte ca Daniela să-și anunțe sarcina, el și Daniela au avut o mică ceartă. Nu doar o ceartă, a fost aproape o despărțire completă. Apoi a venit vestea iminentului membru al familiei și s-au împăcat. Denis nu seamănă deloc cu tine, a continuat să insiste doamna Ludmila. De exemplu, tu nu ai avut niciodată pistrui vara. Iar băiatul este acoperit de ele ca o prăjitură pătată de muște. A uitat în mod convenabil să menționeze că Daniela era brunetă naturală. Artur a meditat, apoi s-a pus pe gânduri și a făcut un scandal zgomotos și urât acasă. Facem un test ADN sau divorțăm, a cerut el. Daniela a plâns de indignare, dar s-a liniștit repede. De ce avea ea de ce să se teamă? Bine, a spus ea aproape amical, dar atunci faceți și voi un test. Artur a rămas uimit. Ce să fac? Daniela a început să explice. Un test, pentru paternitate. Altfel, este pur și simplu nedrept. Nu mă crezi pe mine, dar crezi 100% cuvântul mamei tale. Poate că nici ea nu i-a fost fidelă tatălui tău. Artur a fumegat și s-a înfuriat mult timp, dar Daniela a rămas pe poziții. Vom face testul, dar va trebui să-l faci și tu.
ea voia ca soțul ei să simtă aceeași murdărie și scârba situației. Iar Arthur, calmându-se puțin, a fost de acord. I se părea ridicolă și absurdă cerința lui Daniela, dar acum, când emoțiile se mai domoliseră, înțelegea că ea avea dreptate. Suspiciunile de infidelitate nu erau o glumă. Arthur și-a dat seama, de asemenea, că nu va fi ușor să-și convingă tatăl să facă testul de paternitate, dar va încerca. La naiba, în ce te-ai băgat? A uitat socrul lui Daniela. Ei bine, în regulă, te voi ajuta, fiule. Orice pentru liniștea familiei și a nepotului meu. Și astfel, ziua a sosit. Rezultatele testelor au sosit, adunând întreaga familie în jurul unei mese. Nu a fost o adunare confortabilă pentru un ceai, ci mai degrabă o întâlnire tensionată, în speranța unei reconcilieri după anunțarea rezultatelor. Arthur a smuls chiar și o promisiune de la mama sa că își va cere scuze față de Daniela dacă testul va fi pozitiv. Plănuiau să deschidă rezultatele în fața lui doamna Ludmila. Când aceasta ar fi văzut că Arthur era tatăl real al lui Denis, ea și-ar fi cerut scuze. Așa era corect. Doamna Ludmila a zâmbit strâmb. Vom vedea cum va ieși. Poate. În sfârșit, s-au deschis rezultatele pentru micul Denis. Arthur era gata să plângă și să-și implore soția să-l ierte. Cum a putut fi un idiot atât de suspicios? Dar Daniela i-a oprit încercările, uitându-se fix la soacra ei. Doamna Ludmila s-a înroșit de la conștientizarea pierderii sale. A început să tremure de furie. Ai vrut să-i spui ceva lui Daniela? S-a adresat Arthur mamei sale. Dar, mai întâi, încă un lucru. A scos triumfător un alt plic oficial. Aici sunt rezultatele testului ADN pentru mine și tata, a anunțat el. Daniela a insistat pentru asta. Să vedem. La aceste cuvinte, doamna Ludmila chiar s-a ridicat de pe scaun. Palidă ca creta, cu ochii mari, s-a agățat de marginea mesei și a expirat tremurând. Nu. Arthur i-a aruncat o scurtă privire mamei sale, apoi s-a întors la sarcina sa cu un interes reînnoit, mai ales că tatăl său intrigat privea peste umărul său. Tatăl său fusese întotdeauna fascinat de progresele științifice și era curios să vadă cum arăta testul scump. Ambii bărbați au studiat coloanele de numere, iar Arthur, neînțelegând, s-a încruntat. Ce? Cum se poate așa ceva? Tatăl său și-a ajustat nervos ochelarii și i-a smuls hârtia fiului său. Nici eu nu înțeleg, a spus el. Numai că bunica lui Arthur, doamna Arina, a zâmbit cu răceală. Ei bine, nu-i așa că e interesant. A spus ea, aruncând o privire la doamna Ludmila, care se întâmpla să fie nora ei. Și apoi a izbucnit. Nu a fost doar un scandal, ci o prăbușire de familie în toată regula. S-a dovedit că doamna Ludmila fusese prinsă în aceeași infidelitate de care o acuza pe nora ei. Documentul oficial preciza clar că Arthur nu era rudă biologică cu tatăl său. Afacerea ei de mult timp ieșise la iveală. Scandalul a fost atât de mare încât chiar și vecinii au început să bată la ușă, amenințând că vor chema poliția dacă agitația nu încetează. Daniela s-a ghemuit într-un colț, speriată. Nu se simțea victorioasă, nu simțea nicio bucurie sau satisfacție. În schimb, se simțea vinovată și dezamăgită, știind că distrusese familia lui Arthur cu cererile ei. Tatăl lui Arthur a declarat fără echivoc că a intentat divorț. Nu este vina ta, a consolat-o Arthur când i-a împărtășit gândurile ei grele. Întotdeauna este mai bine să știi adevărul. Și tata? El este încă tatăl meu, chiar dacă nu este de sânge. Nu avem nevoie de altcineva. I-a mulțumit chiar și Danielei pentru că i-a deschis ochii asupra adevăratei naturii a mamei sale. Desigur, nu era un copil și înțelegea intelectual, dar inima lui nu voise să creadă în trădarea persoanei pe care o ținea cel mai mult la suflet. Aceasta era o lecție dură, scrisă clar, o soacră infidelă care nu avea încredere în nora ei.
Vă mulțumesc că ați ascultat povestea până la sfârșit. Vă doresc toate cele bune, pe curând!